Bună seara și bun găsit la săptămânala întâlnire cu avocatul dumneavoastră. Încă o ediție sub semnul pandemiei, încă o seară când dăm vești neplăcute despre evoluția acestei nenorociri care s-a abătut asupra noastră și nu se mai dă plecată. Continuăm dialogurile noastre cu dumneavoastră și cu invitații mei, deocamdată tot telefonic sau online. Tema principală a acestei ediții este succesiunea. Invitatul meu în această parte a emisiunii este domnul avocat Ovidiu Șerban. Prin urmare, vă așteptăm telefoanele și întrebările. Domnul avocat va fi alături de noi pentru a vă răspunde. Nu uitați că ne puteți urmări live pe pagina de Facebook a TVR Internațional. Începem însă, ca de obicei, cu veștile din țările unde trăiesc și muncesc mulți români. Prima mea invitată este jurnalista Mihaela Gherghișan, corespondentul Radio France Internațional la Bruxelles. Bună seara, Mihaela! Bună seara, Angela! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea! Cu plăcere! Ce faci? Cum este la voi? Care e situația în Belgia? Cum știi, Angela, Belgia este țara cea mai lovită de pandemie de la bun început, încă din martie 2020, și după ce a cunoscut două valuri succesive, ca majoritatea planetei, Belgia cunoaște din nou acum un val destul de important, dar care este mai mult declarat politic decât epidemiologic sau sanitar pentru moment. Anume, autoritățile belgiene au preferat să vorbească despre un început de al treilea val înaintea vacanțelor de Paște, astfel încât să înfrâneze lanurile călătoriilor și altor feluri de petreceri pe care belgienii ar fi putut să le pună la cale, și așa le pun, am să spun imediat. Ei bine, infecțiile în Belgia cresc cu o rată de 41%, spitalizările au crescut și ele, suntem la 185 de spitalizări pe zi, în schimb decesele scad, au scăzut din nou cu 10%, sunt cifrele date astăzi de autoritatea sanitară Sienzano din Belgia, care de afle se află aici la doi pași de mine, de unde îți vorbesc acum, la Tervuren, lângă Bruxelles. E foarte interesant că, de fapt, decesele scad și ele scad în mod constant și nu numai în Belgia, în România, în Franța, în Israel, în Marea Britanie, în Statele Unite. Dacă te uiți la curbele comparabile pe care le-au scos diferite site-uri de analiză și așa mai departe, ai să vezi că decesele, de fapt, scad. Ce dar crește pentru asta mult o veste este bună, dar ce se întâmplă cu numărul de infectări care crește? Care explicați? E foarte greu de spus și aici, bineînțeles, aș vrea mai degrabă să mă abțin, pentru că nu sunt nici epidemiolog, nici statistician, nici medic, pur și simplu. E foarte greu de spus de ce se le scad acum. Poate pentru că oamenii se infectează, dar infecțiile sunt mai puțin grave, poate că vom asista din nou la o urcare a deceselor, habar n-avem, poate că într-adevăr suntem la poalele unui al treilea val, unui al treilea munte, dacă vrei, unei a treia cocoașe care urmează să se declare, habar n-avem, o să observăm. Dar în orice caz este un lucru constatat, explicat, probabil nu. Îmi spune că sunt niște măsuri mai degrabă politice decât justificate, aceste noi măsuri de restricție. Ce vrei să spui? Da, sunt preventive. Asta este sentimentul pe care l-am eu, cel puțin. Sunt măsuri preventive. Ce vreau să spun este că autoritățile belgiene au anunțat vineri un consiliu de concertare la nivel federal aici, în Belgia, pentru că aceste cifre urcă, dar spun, nu urcă cum era în martie trecut, ci nici măcar în octombrie trecut. Și au spus reuniune de urgență. Toată lumea s-a panicat, toată lumea a crezut că va urma o altă confinare. Totuși, Belgia a fost extrem de confinată și este în continuare față de România, cel puțin. Carantinată, mă rog, îngrădită, izolată, autoizolată, da, mă scuze, am folosit un franțuzism. De fapt, n-au anunțat nimic și, de fapt, într-un mod oarecum necolegial, aș spune, prim-ministru și ministrul sănătății au împins problema miniștrilor educației, pentru că aici în Belgia, cum este un stat federal, avem cel puțin 3 ministri ai educației, așa cum avem 9 ministri ai sănătății și 7 ai mediului, nu? Și acești oameni, nu mai spunem, da. A, bine. Și acești oameni între timp au discutat între ei și au decis că într-adevăr vacanțele urmează acum, înainte de 1 aprilie. Ele nu vor fi prelungite, așa cum se credea, vacanța de Paște nu va fi prelungită după 11 aprilie, dar întoarcerea la școală în acel moment se va face în condiții mai stricte, adică și copiii mai mici de 10 ani vor trebui să poarte mască, se va merge și mai puțin la toaletă, se va respecta și mai tare distanțarea socială, în continuare nu sunt permise activitățile în exterior,
de mai mult de 20 de copii, nu sunt permise anumite călătorii școlare și așa mai departe, dar nu s-a ajuns acolo unde se credea, unde s-a panicat lumea înainte de vineri. Probabil că au încercat... Spuneai de situația de acolo, au fost tot timpul măsuri mult mai dure decât la noi. Practic, care erau aceste restricții până acum? Pentru că la Bruxelles, cel puțin, știu că situația nu s-a relaxat cam deloc vara asta. S-a mai relaxat și a fost după aia din nou îngrădită. Un foarte scurt istoric, în 15 martie 2020 s-a închis tot. Absolut tot. Nu mai era absolut nimic deschis, decât magazinele de mâncare au fost deschise, doar magazinele de mâncare, în rest totul era închis. Tot ce îți poți imagina, de la magazinul de pantofi până la magazinul de acadele, piscine, baruri, restaurante... Toate. Mi-e greu să-mi imaginez, am plecat pe 1 martie din Bruxelles anul trecut, zele. Dacă ți-aduce aminte, da. Și după o săptămână exact. Era pustiu. Exact, deci totul. S-au suspendat toate zborurile de pe Bruxelles Național, Liège, Charleroi și așa mai departe. Trenurile au fost oprite, deci absolut tot. Și după aia s-a plecat progresiv, după luna mai, s-au deschis progresiv, de exemplu, nu restaurantele, ci doar terasele, și mai apoi în iulie, iunie, restaurantele, s-au deschis progresiv școlile la sfârșit de anul trecut, în iunie, se mergea o zi din două, era o glumă în Belgia, că o zi merg profesorii, în altă zi merg elevii. S-au deschis progresiv, încet, încet, piscinele către sfârșitul verii, și nu pot să spun în ce hal erau, pentru că nu le mai atinsese nimeni de mult, și cluburile sportive și chiar cluburile un pic scumpe și foarte chic de gimnastică și așa mai departe, practic ajunseseră în faliment. Acolo s-a văzut cât de precară era, de fapt, situația lor financiară. În sfârșit de octombrie, început de noiembrie, s-au închis din nou, pentru că din nou curba urcase, din nou situația devenea potențial gravă și s-a închis totul din nou. Deci, practic, acești oameni care sunt antreprenori și care au un business oarecare, unde lucrează cu clienți și unde ar putea avea o afacere, să spunem, au stat mai mult închiși în ultimul an decât deschiși. Au fost măsuri de susținere pentru ei? Da, sunt măsuri de susținere, așa cum sunt pentru toți, așa, între ghilimele, independenții belgieni, care sunt, dacă vrei, un amestec pentru a înțelege... publicul nostru românesc, pentru a înțelege, este un amestec între persoană fizică autorizată și antreprenor, dacă vrei. Deci toți acești independenți au avut o susținere dacă au putut dovedi că au pierdut cel puțin 30% din câștigul pe care l-aveau înainte de pandemie, dacă erau mai multe, acum depinde dacă erai comerțant sau dacă erai doar prestatar de servicii și așa mai departe, dar pentru cei care aveau, să spunem, un magazin sau un restaurant, li s-a dat 10% din cifra de afaceri ca ajutor lunar, din cifra de afaceri avută chiar înainte de pandemie. Și trebuie să-ți mai spun un lucru, dacă îmi permiți, este că ce a mers foarte bine în acest timp în care totuși era totul absolut închis, Uber Eats. Uber Eats a mers foarte bine pentru că avea deja contracte făcute cu restaurante și oricum lumea avea obiceiul de a chema, de a suna la Uber Eats și de a comanda acasă de mâncare. Da, e o afacere înfloritoare peste tot, deci am florit. Așa, dar restaurantele care nu erau cuprinse în Uber Eats, pentru că nu se află în metropole, în centrele mari orășenești, dacă vrei, eu știu, Bruxelles, Liège, Namur, Louvain, acelea au pretins că vor face și ele online, că fie livrează la domiciliu, fie poate fi luată comanda de la restaurant. Ei bine, n-au făcut-o, nu toți, foarte puțin de fapt. Și pe de-o parte se plâng că n-au din ce trăi, dar pe de altă parte n-ar tăia o lasagne în patru să-ți o vândă la un ghișeu seara. Nu, n-ar face. Deci, în Belgia, atenție, această contestație socială permanentă de a ni se da, a ni se da, belgenii sunt foarte mult învățați să fie susținuți și să li se dea. Și, mă rog, statul spune, da, vă dăm și după aia, mă rog, sunt atâtea gen de multe condiții pe drum care nu întotdeauna fac că li se și dă, dar trebuie spus că nu toată lumea muncește sau chiar are nevoie. Dar, concret, acum ce este deschis și ce nu, ce funcționează și ce nu în Belgia și în Bruxelles în mod special, pentru că e un loc unde foarte multă lume lucra, foarte mulți români trăiesc acolo și sunt interesați cei de aici, ce se întâmplă cu cei de acolo și invers. Nimeni nu muncește la servici, aproape nimeni. Deci acolo unde se poate și unde, bineînțeles, patronii au încercat la un moment dat să-i aducă pe unii oameni la birou, toate că nu era neapărat nevoie, dar, mă rog, în fine, depinde de activitate și de profilul business-ului. Până la urmă, guvernul a pus piciorul în prag mai de mult, acum vreo 3 luni, și a spus nu, toată lumea lucrează de acasă, acolo unde este posibil.
Restaurantele sunt închise, barurile, nu există adunări de oameni, nu există petreceri în parc, se intră acasă obligatoriu, deci nimeni să nu mai nu poate umbla pe stradă, interdicția de călătorie, cum se cheamă ea, diferă între Bruxelles, Valonia și Flandra. În Flandra și în Valonia este a trecut acum la ora 24, la Bruxelles este pentru ora 22, deci nu mai e o pisică pe stradă la acea oră. Deci munca, am spus, de la domiciliu, nu poate fi primită decât o singură persoană în vizită. Deci, dacă îmi permiți, eu trăiesc singură și tu ai bărbat și un copil. Eu pot să vin la tine pentru că nu te infectez. Dar tu, cu soțul și copilul tău, nu puteți veni la mine. Deci, asta e ideea. Da, e foarte, foarte interesant. Deci, mergem într-un singur sens. O singură persoană în vizită. Regulă care s-a aplicat și de Crăciun și se va aplica acum din nou și de Paște. Ceea ce e foarte greu pentru persoanele bătrâne, izolate, pentru oamenii singuri și așa mai departe, e greu. Foarte atent. Sancțiunile sunt dure la încălcarea acestor norme? Sancțiunile sunt destul de dure și am să spun imediat. Dar ce vreau să zic, numai o mică paranteză. Da. Belgia este o țară absolut minunată, pe care o ador. Dacă te uiți foarte bine în lege la acea persoană care poate intra în casă, acea poate fi și un call girl sau amanta. Deci s-au gândit la absolut toate cazurile. Deci, de exemplu, un bărbat singur are o amantă măritată, femeia aia poate veni la el în vizită. Și cumva nu rupe rutina, pentru că e foarte importantă sănătatea mentală a oamenilor în acest moment. Iar call girl-ul poate veni la domiciliu. Și asta este autorizat. Bine, nu scrie ca atare în lege, dar dacă te uiți bine, despre asta este vorba. Da, interesant. Se vorbește despre prestații la domiciliu, care intră masaj, kine, bine, unii oameni chiar au nevoie de un kinezoterapeut la domiciliu, nu-i așa? Și, mă rog, sunt medicale și paramedicale, da? E o umbrelă largă. Acum mă întrebai despre amenzi și posibile sancțiuni. Măi, da, sancțiunile există pe hârtie. Ele sunt între 500 și 1000 de euro. Dacă nu respecti carantina, deci fie ai fost îmbolnăvit, fie ai fost în contact cu o persoană bolnavă, fie, deci trebuie să respecti 14 zile de carantină sau 10 zile după al doilea test negativ, doar se poate merge și până la închisoare, teoretic. Practic, nu te caută nimeni. Am fost eu în carantină săptămânile trecute. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Acum, e adevărat că am și respectat carantina. Poate dacă plecam de acasă cu totul cu telefonul în buzunar și, nu știu, habar n-am, dar să zicem că, în mod normal, știu multă lume care n-a respectat carantina. Asta, din păcate, știu și care n-a pățit absolut nimic. Deci, depinde ce noroc ai. Însă, din ce în ce mai mulți tineri nu mai rezistă să fie închiși în casă, nu mai rezistă la școala online și așa mai departe. Se fac petreceri din ce în ce mai monstruoase în tot felul de parcuri, la Bruxelles și la Liege pentru moment, nu știu de ce în cele două, numai în cele două orașe. Se închide un parc, se deschide altul în continuu, deci pe unde autoritățile încearcă să îngrădească, bufnește prin altă parte. Alaltăieri la Liege au fost 3000 de oameni într-un parc, cot la cot, fără nicio mască, DJ, cântece și așa mai departe până spre ziua. Nimeni n-a fost sancționat. Deci deja poliția spune, domne, noi ne spălăm pe mâini, faceți ce vreți, sunteți prea mulți, n-avem ce să vă facem. Ceea ce este o constatare foarte gravă. Îngrijorător. Care e situația vaccinărilor? Poate aceste salvarea proastă, pe care o așteptăm toți. Da, foarte proastă dacă te uiți la cifre, dar de fapt cumva consecventă cu politica de vaccinare belgiană. Belgia a vaccinat până astăzi, 22 martie 2021, 8,3% din populație. Sub acest prag se mai găsesc în acest moment numai Olanda și Rusia. Știu, da. Olanda cu 1.1 și Rusia cu 3.8. De ce? Pentru că Belgia a decis în 5 ianuarie, când a început campania de vaccinare cu Pfizer și Moderna, a decis să vaccineze mai întâi bătrânii din casa de bătrâni, din aziluri, apoi personalul care îngrijește pe acești bătrâni în aceste aziluri și abia apoi medicii, asistentele din toate spitalele și toate clinicile belgiene și toți doctorii și toate ușor asistentele. Ușor discutabilă alegerea, dar mă rog, fiecare... Nu, e la fel de bună ca alta, deci... Așa e. E foarte greu de zis cine are bagheta magică. Problema este că Belgia, alta e problema mare, este că Belgia nu și-a luat cota de vaccinuri europeană care îi se cuvenea prin contractele făcute de Comisia Europeană, ea nu și-a cumpărat întreaga cotă, de frică să nu fi cumpărat prea mult, văzând că totuși populația era destul de sceptică, că știi, vaccinarea nu este obligatorie. Și văzând că oamenii sunt destul de sceptici, n-a cumpărat tot, de frică să nu pățească ce a pățit Roselyne Bachelot în Franța acum niște ani.
când a rămas cu vaccinurile și a trebuit să le arunce și cu niște milioane, miliarde plătite. Și necumpărând tot, cota ei a fost luată de Danemarca, care acum vaccinează foarte mult. Și practic Belgia se găsește astăzi în poziția foarte ciudată de a nu mai avea vaccinuri, de a vaccina obligatoriu cadrele medicale cu Moderna, pentru că nu poate vaccina cu altceva, obligatoriu, de a nu mai avea AstraZeneca, care i s-a promis și care n-a mai venit pentru nimeni, da? Că suntem acum la un sfert din cât au promis, de cât au agreat prin contract semnat. Da? Și atunci, marea problemă a Belgiei nu este acum strategia bună sau nebună, este că nu are cu ce vaccina pe cine. Iar la începutul campaniei de vaccinare a doctorilor, la începutul lui martie, sfârșit de februarie, doctorii pur și simplu nu s-au dus să se vaccineze. Dozele fuseseră scoase din stocare, erau pregătite și pentru a nu fi aruncate, așa s-au mai vaccinat câțiva belgieni chemați în grabă pe Facebook. Și o ultimă întrebare. Ce trebuie să știe cei care călătoresc, care intenționează să vină spre Bruxelles, spre Belgia? Este una dintre puținele țări europene ale Uniunii Europene care are granițele închise. Sunt 6 cu totul. Danemarca, Austria sunt și ele pe această listă. Are sancțiuni din partea, va avea sancțiuni probabil din partea Comisiei Europene, dar asta pe cetățeanul de rând îl privește mai puțin. Granițele sunt închise, ele sunt deschise numai pentru voiajele esențiale, a se înțelege muncă, studii, sănătate, dacă sunteți personal sau medic sau cadru medical, dacă este o urgență în familie, deces sau ceva de genul acesta și dacă trebuie reparată mașina. Da? Deci Belgia din nou se auto-întrece. În rest este închisă. Cei care vin din România, care este clasată galben pentru moment, trebuie să prezinte la graniță un test PCR negativ. Testele rapizi, salivare, nu sunt încă autorizate în Belgia, vor fi, dar foarte, foarte punctual. Și trebuie să facă 10 zile minim de carantină. Deci test și carantină la venirea din România și în general din foarte multe țări și în general sunt descurajate, ba chiar interzise, intrările considerate neesențiale. Și asta poate fi un risc pentru că nu știi peste cine dai la o vamă sau la o alta și consideră că, mă rog, în lipsa unor probe clare, consideră că voiajul putea să nu fie făcut. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult. Sper să ne auzim sănătoase și cu vești bune. O seară Mersi frumoasă. O seară frumoasă, iar noi încercăm să urmăm întrucâtva cursuri firesc al acestei emisiuni. Urmează niște informații pur juridice date de doamna avocat Diana Dofan-Lazăr, care ne va spune cum se completează declarația de venituri în Franța, după care revenim. Spre deosebire de România, în Franța, orice persoană care împlinește 18 ani este obligată să depună o declarație de venituri. Această declarație se depune practic de orice persoană care locuiește pe teritoriul Franței mai mult de 6 luni pe an. Acea persoană trebuie să aibă o activitate profesională în Franța și trebuie să aibă în Franța și centrul intereselor sale economice. Declarația se poate depune pe hârtie sau online. Ea se depune de obicei de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai, iar pentru declarațiile online se depune până la începutul lunii iunie, în funcție de orașul de reședință. Este important să notați că nedepunerea acestei declarații în termenul limită atrage anumite sancțiuni financiare, în sensul că dacă ați primit o notificare de la fisc și în termen de 30 de zile ați depus această declarație, atunci veți avea o penalizare de 10%. În cazul în care ați lăsat să treacă cele 30 de zile, majorarea va fi de 40%. Ce va trebui să menționați pe această declarație de venituri? În primul rând, este foarte important situația familială, pentru că numărul de părți va fi calculat în funcție de numărul de persoane care compun căminul dumneavoastră fiscal. Este important, de fapt, să menționați care este statutul dumneavoastră marital, dacă sunteți căsătorit, necăsătorit, aveți un pact de solidaritate civilă cu partenerul dumneavoastră, sunteți văduv, divorțat sau separat. Și numărul de copii.
De asemenea, bineînțeles, trebuie să treceți și alte persoane care le aveți în întreținere și care locuiesc sub același acoperiș cu dumneavoastră. Mai departe veți ajunge la rubrica de venituri. Aici veți trece veniturile din salarii sau pensii, dar și veniturile excepționale care vin din, e o sumă de bani care nu vine în fiecare an și are un cuantum mai important și această sumă trebuie trecută în această declarație de venituri. Cu privire la cheltuielile profesionale, este important să știți că puteți deduce cheltuielile cu transportul dacă locul dumneavoastră de muncă se află la mai puțin de 80 de kilometri dus întors față de domiciliu. În caz contrar, dacă sunteți mai îndepărtat de locul de muncă, atunci plafonul va rămâne la 80 de kilometri, cu excepția cazului în care veți putea justifica motivul pentru care ați ales să lucrați mult mai departe de casă. Există și alte surse de venit pe care trebuie să le treceți dacă este cazul în declarația de venituri. Este vorba despre veniturile obținute din închirierea locuințelor mobilate sau nemobilate. Aceste venituri, bineînțeles, trebuie să se încadreze într-un anumit plafon prevăzut de lege, dar și venituri din activități independente. O altă rubrică pe care va trebui să o completați este cea a cheltuielilor personale. Aici vor fi cheltuielile pe care le faceți cu plata unei pensii alimentare sau dacă aveți persoane, pensie alimentară, mă refer către ascendenți, descendenți, dar și către un fost partener sau soț. Bineînțeles că mai puteți deduce și cheltuieli legate de casă, cu întreținerea locuinței principale. În general, sunt cheltuieli legate de tranziția energetică a locuinței, dar și cheltuieli legate de copii, cum ar fi cheltuielile cu creșa sau cheltuielile de școlarizare. Mai aveți dreptul să deduceți în anumit plafon și cheltuielile cu tot ce înseamnă ajutor în casă, menaj, grădinărit sau servicii informatice. Am revenit în studio. Alături de noi, prin Zoom, bineînțeles, se află doamna avocat Nina Ghiță din Atena. Bună seara, doamnă! Bună seara de la Atena! Mulțumesc că sunteți alături de noi! Mă întrebi pe Vă dumneavoastră cum mulțumesc este și eu vremea la pentru Atena? oportunitatea de a vă prezenta situația din Grecia. Cum este vremea la Atena? Sper că frumos la noi astăzi a fost îngrozitor. Nu, o să vă surprind. A fost câteva zile de vreme bună, dar cred că ne-ați influențat, pentru că intenționați să ne trimiteți frigul din România și ploile și soarele de acolo. Noi așteptăm soarele de la dumneavoastră, mai degrabă. Ok, înseamnă că facem un schimb atunci și vă trimitem noi căldura și soarele Atenei, Greciei. Și ne trimiteți frigul. Da, cel mai important e să rămânem sănătoși zilele astea, așa că ajungem la această nenorocire de pandemie, această nenorocită de pandemie. Care e situația în acest context, în acest moment în Grecia? Critică. Ca peste tot, din păcate, da. Da, din păcate, deși Grecia se pregătea pentru deschiderea sezonului turistic, iată că, de regulă, atunci când noi ne facem planul, Dumnezeu râde. S-a ajuns la recrutare a medicilor care sunt din domeniul privat, pentru că cei din domeniul public nu mai fac față de la spitalele de stat. Astăzi s-a apelat, de fapt au primit avertizmente de a se prezenta un număr de însemnat de medici din domeniul privat, cum sunt cardiologii, medicii de medicină legală, și generaliștii pentru a se prezenta de urgență la spitalele de stat pentru o lună de zile pentru a locui pe medicii de acolo. Din păcate, situația este foarte gravă, mai ales în ultimele 2 zile. Ceea ce am sesizat noi este că sunt ocupate, sunt
deci secțiile de ATI sunt peste 80% au locurile ocupate. Ce să spun, astăzi am avut 1707 persoane de cazuri, dar s-au făcut teste foarte puține și ei sunt foarte îngrijorați pentru situația care va fi mâine. Cazurile sunt în creștere de la o zi la alta, locuri în ATI nu mai există, medicii sunt foarte obosiți și atunci sunt într-o situație disperată. Deci așteptam valul de turiști, Grecia aștepta valul de turiști și a lovit valul 3 de pandemie. Se pare că nici și acolo n-a cruțat. Din păcate, deși noi suntem de la începutul lunii noiembrie, noi suntem cu măsuri drastice, adică ca să înțelegeți, în Grecia nu funcționează, nu este deschis absolut nimic în afară de ceea ce ține de hrană cu delivery, pe sub forma de delivery. Avem deschise doar ce înseamnă cafenele, doar pentru takeaway, pentru a-ți lua cu tine cafeaua. În rest este absolut, absolut totul închis, absolut totul. Începând de astăzi, pentru că ei au încercat au încercat un sistem acordeon, să închidă și să deschidă. Iată că n-a dat rezultate. Au încercat în luna ianuarie și imediat după 2 săptămâni de zile, când a început să crească numărul de cazuri, au închis tot ceea ce înseamnă comerț. La fel, totul este închis. Au încercat de astăzi, în speranța că lucrurile se vor îmbunătăți după măsurile drastice care au fost luate din luna ianuarie. Începând de astăzi, au deschis saloanele de coafură, manicură, pedicură, pescuitul și plimbările în locurile arheologice, dar numai pe domeniul, pe raza teritorială unde domiciliez. Restaurantele încă nu sunt deschise. Nu, absolut nimic, nu este nimic deschis. Care sunt sancțiunile la nerespectarea acestor restricții? Pentru nerespectarea restricțiilor, cetățenii au suport o amendă de 300 de euro în eventualitatea că au încălcat și cei care nu respectă carantina pe teritoriul elen, în clipa în care au intrat pe teritoriul elen, au o amendă de 5.000 de euro. Pe ce perioadă sunt instituite aceste restricții? S-a dat o limită de timp? Deocamdată sunt până pe data de 31 a treia, dar sunt convinsă că vor fi prelungite. Care este situația vaccinărilor în Grecia? Din păcate, foarte slabă. Grecia are 10 milioane de locuitori și sunt vaccinați până la această oră 1.000, dintre care 500 de 1.000, dintre care 500.000 sunt vaccinați și cu a doua doză. Dar din ce cauză? Reticența populației sau s-au întâmplat întârzieri de livrare? Nu, este administrarea, și n-au avut la dispoziția lor vaccin. Am înțeles. Am văzut că ministrul turismului din Grecia a avut o vizită, a făcut o vizită în România, tot încearcă să dea speranțe. Cum vedeți, cum credeți? E greu să faci o previziune acum în această situație? Este foarte greu pentru că aceste ordonanțe se prelungesc de la săptămână la săptămână și suntem efectiv în fiecare vineri seara, depindem de televizoare, ascultăm noile măsuri pentru săptămâna următoare. Dar nu ne este greu să înțelegem că acestea se vor prelungi după numărul de cazuri care se prezintă zilnic. Atâta timp cât noi suntem peste 1.000 de cazuri, de regulă, în clipa în care aceste cazuri cad sub 1.000 de persoane, atunci începe guvernul să se gândească la acele măsuri acordeon de deschidere. Deocamdată este doar la nivel de discuție și trăiesc cu speranța că vor scădea numărul de, o să scadă numărul de cazuri și atunci o să se dea drumul și la turism. Probabil după 15 mai. Deci aceasta este părerea noastră. După 15 mai se va deschide sezonul turistic și atunci se va deschide toată Grecia. Turismul, practic, era principala sursă de venit pentru Grecia. Ce măsuri de susținere s-au luat pentru cei din sistemul Horeca?
Bănuiesc că trec printr-o perioadă extrem de dificilă, hoteluri închise, restaurante Foarte, închise. foarte dificilă, dar nu numai cei din domeniul turismului, ei sunt și cel mai mult afectați. Au luat o măsură de suplimentară de a-i susține un suport economic de 537 de euro pe lună, bani care sunt insuficienți pentru a putea, dar acești bani sunt dați și pentru cei care lucrează de la distanță, marea majoritate lucrează de la distanță, de acasă. Acești bani sunt dați de acolo, evident, evident că sunt insuficienți. Am înțeles, nu mă gândeam pentru cei care au restaurante, hoteluri, dacă sunt măsuri speciale, nu individual, pentru fiecare persoană, dacă s-au fost luate măsuri. Au fost luate, a fost luat un tip, o măsură de tipul vă susținem financiar cu ultimele, s-a făcut comparație între deci venitul pe anul 2019 și venitul pe anul 2020. Și atunci au dat 20%, dacă au avut o scădere de 20% din venitul pe anul 2019, acești li s-a acordat o sumă de bani de 2000 de euro lunară, din care 1000 de euro sunt returnabili, în care încep să-și reactivitatea, acești bani trebuie să returnați statului grec. Am înțeles și o ultimă întrebare. Ce trebuie să știe cei care vor totuși să călătorească spre Grecia? Teoretic, călătoriile spre Grecia se fac doar pentru muncă, în scop de muncă, revenire la domiciliu pentru studii, așa cum sunt în toate celelalte țări. Practic, trebuie să fii în posesie, să completezi un formular online, un PLF, și să ai un test PCR negativ. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult, vă aștept. Carantină și... de 7 zile, să nu uităm și pe aceasta. Ah, carantină e foarte important. Mulțumesc carantină foarte de mult. 7 zile la domiciliu, da? Vă aștept și altă dată să vorbim despre lucruri mai vesele, despre vacanțe minunate în Grecia. Sperăm, da. Să rămâneți sănătoasă. Iar noi revenim la seria de informații juridice oferite de obicei în emisiunea noastră. Urmează domnul avocat Alexandru George Lazăr, care a avut din nou amabilitatea să ne acorde un interviu cu câtva timp în urmă despre pașii pe care trebuie să-i urmați în cazul unui accident ușor în Spania. După care revenim și vă așteptăm telefoanele, vom discuta despre succesiune. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Mulțumesc că sunteți din nou alături de noi și mă gândeam să răspundem unor întrebări care ne-au ajuns la redacție în ultima vreme legate de accidentele de trafic din Spania. Ce trebuie să faci în cazul unei astfel de nefericite circumstanțe? Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere ca de fiecare dată să mă alătur eforturilor dumneavoastră de a-i ajuta pe românii de pretundinde și vă felicit. Răspunzând la întrebare... Da, din păcate sunt multe și astfel de situații triste de care se lovesc concetățenii noștri și întotdeauna este bine să știi ce ai de făcut. Din păcate, da, și aș separa în două categorii. Sunt triste în ambele situații, dar pot surveni astfel de situații când persoana respectivă este rezidentă în localitatea în care îi se întâmplă. De exemplu, să ne imaginăm Madrid, Valencia și așa mai departe, mă refer la cazul Spaniei, evident în orice altă țară, sau în momentul în care persoana respectivă vine ca turist și din nefericire are tot așa parte de un astfel de eveniment neplăcut. Evident, în ambele cazuri aplică aceeași regulă, aplică aceeași normă, dar de ce îmi place să le menționez pe amândouă? De obicei, turiștii, și aici nu vorbim doar de cei români, ci turiștii în general, vor să uite cât mai repede de acest incident neplăcut. Evident, să-și conțină vacanța, se întorc în țara de origine și, evident, își uită și drepturile pe care ar putea să le aibă din punct de vedere economic sau din punct de vedere al unei indemnizații care li se poate cuveni.
Cât timp ai la dispoziție pentru a deschide această acțiune? Că spuneați așa, bine spuneați, că omul este fericit dacă nu e nimic grav și poate să-și continue vacanța, se întoarce acasă și uită de ceea ce s-a întâmplat, preferă să uite și totuși riscă să piardă niște drepturi. Cât timp are pentru a deschide această acțiune? Da. Prima marjă de timp sunt 72 de ore pentru a merge la medic să constate dacă are vreo leziune sau nu. Sfatul meu întotdeauna este, și asta îmi place să o repet, trebuie să fie foarte sincer cu medicii, să nu încerce să falseze o leziune sau nu, pentru că vorbim de fraudă și vorbim de o infracțiune și delict. Asta o spun pentru că de multe ori tentația sau este de a încerca să se obțină o indemnizație chiar dacă nu se cuvine. Ar fi un folos necuvenit și ar intra într-o problemă mult mai mare decât o mică tamponare. Deci să fugă întotdeauna de jocul ăsta de mă doare aici sau nu mă doare aici. Nu, trebuie să fie sincer cu medicul. Știu că pare o tâmpenie, dar problema poate să fie și mai mare și atunci din victimă te transform în inculpat. Odată spuse astea, sunt 72 de ore la dispoziție să se meargă la medic. Medicul va emite un certificat medico-legal, iar acest certificat împreună cu celelalte dovezi trebuie în primă instanță trimise la compania de asigurare. Compania de asigurare adversă a părții cu care ai avut incidentul neplăcut, dar evident și la compania ta. De foarte multe ori, compania adversă, mai ales și de asta repetam inițial că este o diferență între două tipuri de victime, mai ales în cazul turiștilor, încearcă să ajungă la o rezoluție amiabilă, dar foarte în defavoarea clientului, accidentatului, logic. Pentru că aici se bazează, în ambele cazuri, legea obligă asiguratorul să facă o ofertă de indemnizație. Această ofertă, evident, poate fi acceptată sau nu poate fi acceptată, asta este decizia victimei, dar de foarte multe ori, în cazul turiștilor, dorind să scape de această problemă care deja le-a creat neplăceri în perioada de vacanță, decid să accepte oferta. Nu contează dacă e o ofertă mică, mare, nici măcar nu interesează sau nici măcar nu intră în negocieri și pleacă și se întorc. E bine, în același timp, legat de această ofertă, propria companie de asigurare de cele mai multe ori oferă și asistență juridică. Evident, asistența juridică sugerez să o folosească victimele, dar trebuie să aibă în vedere că avocatul, chiar dacă le reprezintă interesele lor, este și avocatul companiei. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să se asigure că indemnizația care este oferită este cea care corespunde cu cazul lor. Iar asta e destul de ușor în legislația spaniolă, pentru că conform normelor aplicabile, indemnizația se face în baza unui tabel care este anexat legii și astfel, depinzând de mai mulți factori, vârstă, ocupație profesională, unde este leziunea, dacă a lăsat cicatrice, dacă există sechele și așa mai departe, sunt niște sume care sunt fixe. Deci nu rămâne la liberul arbitru a unui magistrat sau judecător, ci aceste indemnizații sunt calculate foarte matematic, să spunem așa. Am înțeles. Deci care sunt pașii de urmat, procedura? Mergi la medic în primele 72 de ore. Ai un certificat de constatare și după aceea? După aceea, în maxim 7 zile, și asta o vedem în orice poliță de asigurare din Europa în general, trebuie comunicat incidentul companiilor de asigurare, companiei proprie de asigurare, cât și companiei adverse de asigurare. Iar compania va avea la dispoziție o perioadă, în mod normal într-o lună de zile, compania adversă va
înainta propunerea de rezoluție amiabilă și de indemnizație. Aceasta poate fi acceptată sau nu. Dacă este acceptată, suma respectivă în maxim 5 zile trebuie transferată către în contul victimei. Dacă nu este acceptată, victima poate decide să deschidă o acțiune civilă. Cât timp are la dispoziție să deschidă o acțiune civilă? Un an de la data constatării ultimelor sechele suferite în urma accidentului. Unde deschide această acțiune? În ce instanță? În instanța civilă. Acțiunea se deschide s-a întors în România? Turist a venit, s-a întors în România? Accidentul s-a întâmplat în Spania? Deschide această acțiune acolo, în Spania? Aici acțiunea ar trebui deschisă, se poate, depinde iarăși de normele ce aplică, dar în mod normal ar trebui deschisă la unde se află domiciliul părții părâte, dar aici, având în vedere că vorbim despre o companie de asigurări, se poate deschide și la domiciliul victimei. Ce e de important de reținut este că dacă acțiunea se deschide în altă țară, poate să fie România sau Franța sau în altă țară unde își are reședința victima, chiar dacă ai o rezoluție favorabilă, după trebuie să deschizi procedura de executare și dacă procedura de executare este în altă țară, chiar dacă ne aflăm în Europa, durează ceva mai mult. De aceea este recomandabil, dacă se deschide o acțiune, să se deschide unde își are bunurile compania de asigurări pentru a se asigura că execuția este mult mai rapidă. Ce se întâmplă în cazul accidentelor grave atunci când e nevoie de spitalizare, de o perioadă mai lungă de refacere? Ce se întâmplă cu... Rămânem la cazul turistului. Rămâne acolo internat în Spania sau ce se întâmplă? Unde este îngrijit? Ce poate face? Da, în mod normal, în astfel de cazuri, rămâne internat până când poate fi transportat în țara de reședință. Costurile, iarăși, depinde și de asigurarea pe care, propria asigurare pe care o are, dacă acoperă costurile de spitalizare, nu, din nefericire, nu întotdeauna. Asta vreau să spun, în general, asigurările de călătorie nu prea acoperă astfel de cheltuieli de spitalizare pe termen lung. Foarte, foarte bună întrebare. Nu prea acoperă, aveți perfectă dreptate și atunci suma respectivă pe care trebuie să o plătească din buzunar tot victima va trebui să o ceară companiei de asigurări are părții adverse. Dar, în practică, iarăși, este foarte important ca în negociere să se ceară ca partea adversă să anticipeze o parte din indemnizație. Iar astfel, partea asta anticipată din indemnizație, deci chiar încă nu se atinge un acord între cele două părți, dar cerem părții adverse, practic companiei de asigurare adverse, să anticipeze o parte din indemnizație care va fi plătită la sfârșit pentru a plăti costurile de spitalizare. Asta mă gândeam concret, până la instanță. Ce faci? Doamne ferește, ești grav accidentat, rămâi în spital, nu ai bani la tine, e destul de puțin probabil să ai 1.000, 2.000, 3.000 de euro la tine în plus. Ce se întâmplă? Te țin în spital sau care este procedura? Te țin în spital și în paralel se recomandă să se ceară părții adverse să avanseze o parte din indemnizație. În mod normal avansează între 10-20%, depinde de caz, o sumă care ar putea să fie suficientă pentru a acoperi costurile de spitalizare. Un ultim sfat pentru cei care trec prin astfel de situații neplăcute. Un ultim sfat, să se asigure că drepturile lor sunt respectate în totalitate. Din nefericire, de multe ori, în graba de a încheia acțiuni sau a ajunge la un acord, acceptă o ofertă care poate este mult sub ceea ce legea prevede. Există posibilitatea și înțelegerea amiabile, cum este la noi, dacă accidentul nu este grav, doar mașina este lovită. Ce ai de făcut în acel caz? Da, dacă accidentul nu este grav, se aplică o înțelegere amiabilă între părți, doar se trimite către compania de asigurare în maxim 7 zile și astfel, neexistând victime, e vorba de aduce mașina la un atelier auto și se repară mașina.
Domnule avocat, vă mulțumesc și le doresc cât ori mai puțin să treacă prin astfel de situații neplăcute. Și eu la fel. Mulțumesc, cu plăcere. O temă de mare interes pe care de-a lungul timpului am dezbătut-o des aici în studio este succesiunea, așa că iată începe partea aceea a emisiunii în care sunteți invitați să ne sunați și să puneți întrebări. Domnul avocat Ovidiu Șerban este alături de mine. Bună seara, domnule avocat! Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor noastre. Vă mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc că telespectatorii noștri sunt liberi, invităm să sune la numele de telefon afișate pe ecran. Așa cum spuneam, succesiunea este o temă despre care am vorbit de foarte multe ori în acest studio, dar este o temă foarte des întâlnită în întrebările telespectatorilor noștri. Așa că mă gândeam să vă rog să spunem încă o dată ce înseamnă succesiune. Dacă există vreo diferență între succesiune și moștenire? Nu, nu există nicio diferență. Sunt sinonime. Și ce înseamnă practic? Orice persoană care moare, lasă în urma ei sau poate să lase moștenitori. Fie că vorbim de soț supraviețuitor, dacă a fost o persoană căsătorită, fie copii, adică descendenți, fie ascendenți, dacă, Doamne ferește, se întâmplă să moară la o vârstă mai fragedă și părinții sunt încă în viață, sau frați, surori și așa mai departe. Acestea alcătuiesc categoria succesorilor. Deci, practic, moștenirea, succesiunea este modul în care transmiți bunurile după tine. Mai departe, urmașilor. Mai departe, urmașilor. Am înțeles. Da. Cum se începe această procedură? Practic, cineva din familie moare? Succesiunea se deschide prin moarte. Nu se poate tranzacționa o succesiune nedeschisă, adică nu se poate încheia acte de vânzare, cumpărare sau altele asemenea, cu donație cu privire la o succesiune nedeschisă, adică cu privire la ceea ce ar urma să lase cineva după ce acesta va muri. Și succesiunea se deschide la data morții persoanei respective și moștenitorii, cei îndreptățiți să dezbată succesiunea, trebuie să se adreseze notarului public competent, de regulă notarul de la ultimul domiciliu al defunctului, care verifică dacă există deschisă succesiunea în altă parte. Odată ce s-a deschis succesiunea la un anumit notar, ea nu mai poate fi deschisă și la un alt notar din altă parte a țării. Și începe procedura succesorală. Sunt citați moștenitorii, fie că vorbim de moștenitori legali, adică cei care moștenesc în baza legii, copiii, părinții, frați, surori, în funcție de grad, soțul supraviețuitor. O secundă, să o luăm pas cu pas. Cum alegi notarul? Se alege în funcție de domiciliul defunctului, de domiciliul moștenitorilor sau cum se alege? Ultimul domiciliu al defunctului sau domiciliul unde există bunuri. Dacă, spre exemplu, persoana respectivă a murit în străinătate, se poate deschide sau se poate dezbate succesiunea și la un notar din România unde acesta a lăsat bunuri. A avut bunuri și acestea se regăsesc în area de competență a notarului respectiv. Și se merge la notarul respectiv. Acum nu trebuie să te duci la un anumit notar. Spre exemplu, nu știu, dacă o persoană a murit în sectorul 3, dau un exemplu, în sectorul 3 probabil sunt, nu știu, câteva zeci de notari, de cabinete notariale. La oricare dintre acestea se poate merge și se deschide succesiunea. Am înțeles, avem un prim telefon din Franța, domnul Ion Vasiliu. Bună seara, domnule! Bună seara, doamna Avram! Ascultăm! Bună seara! Am o întrebare, nu e în legătură cu asta, cu ce se cheamă acolo? Succesiunea, moștenirea. Succesiunea, da. Dar fiindcă altfel nu vă prindem. Bun, uitați întrebarea mea. În ce constă
un déni de justice. În franceză, dacă vreți, vă traduc românește, mot à mot se spune refuz de justiție. Deci, în déni de justice, în ce constă el? Care sunt motivațiile unui asemenea déni de justice? Și care sunt consecințele? Eu nu cunosc acest termen, e un refuz. Îl cunosc eu, da, explic asta vreau să zic. Dacă domnul avocat știe despre ce este vorba, aș vrea să ne explice, să înțelegem toți cei care nu avem pregătire juridică. Da. Vă rog, domnule avocat. În România se cheamă denegare de dreptate. Așa am auzit și eu. Denegarea de dreptate înseamnă că un judecător nu îți judecă o cerere. Exact. În România, dar cred că și în alte țări, cred că în toate țările care au aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dreptul de petiționare este recunoscut. Orice persoană are dreptul. Spuneți că nu judecă petiția, cererea. Nu-ți primește petiția. Sau ce respinge în România, vorbesc acum, ce respinge ca nedovedită. Un judecător nu poate să-ți respingă o cerere ca nedovedită, poate să-ți o respingă ca urmare a unei excepții procedurale sau unei considerente de ordin procedural, nu știu, n-ai plătit taxa de timbru sau nu justifici o calitate sau un interes, sau poate să-ți o respingă dacă nu ai dreptate ca neîntemeiată. Dar, ca să ajungă la concluzia că cererea ta este neîntemeiată, trebuie să administreze toate probele pe care părțile le cer sau pe care judecătorul consideră că ar trebui să le administreze. Și atunci, la finalul procesului, când toate probele au fost administrate, se poate stabili dacă o persoană are sau nu are dreptate și poate să-i se admită sau să-i se respingă cererea ca neîntemeiată. Dar niciodată nu poate să-i se respingă ca nedovedită. Pentru că dacă s-ar face treaba asta, atunci ar însemna că s-a săvârșit o denegare de dreptate. Păi așa face justiția franceză, domnule avocat. Justiția franceză așa face. Ați pățit așa ceva, domnule Vasiliu? Sau... Da, eu sunt cel pățit. Da. E ceva de neînchipuit, de neînchipuit, la toate nivelurile. Eu nu pot să-mi dau părerea despre justiția franceză, dar pot să vă spun, ca să nu vă supărați cu justiția franceză, că se întâmplă lucrurile astea și prin alte țări. Adică nu știu dacă judecătorii francezi sunt deosebiți în această privință. Probabil, dar francezi sunt meșteri. Sunt experți în așa ceva. Da. În părerea dumneavoastră, nu pot să spun. Da, puteți să ne spuneți concret care a fost... Avocat. O secundă. Da, vă ascult. Da. Eu vă întrebam concret ce ați pățit. E un litigi de muncă. Am cu înțeles. Bănuți, aici, la bănuție. Francezului se cere orice, numai bani, nu? Da. Faceți niște acuzații destul de... Chiar dacă îi furnizezi muncă... Deci, am furnizat muncă prin contract de muncă, da? Legal, toată regula. El mă încadrează cum vrea el. După ce am încheiat contractul de muncă, el îl schimbă după 10 zile, după 15 zile, îl schimbă, ți-l bagă în față, zice, semnează, dacă nu pleci, de mâine pleci, nu mai vii. Da, cred că mai degrabă și acolo există un inspectorat al muncii, bănuiesc. Este, n-au recunoscut nimic, justiția n-a recunoscut nimic. Am fost și la inspectoratul muncii, am fost peste tot, doamna Avram, peste tot. Dar e ceva, deci dacă sunteți de acord, domnule avocat, că orice muncă trebuie plătită? Da. Acum e o întrebare retorică, cine credeți că nu are răspunde da? Dacă mi-aduc aminte bine, pe vremea răposatului Ceaușescu, pe marginea drumului erau niște plăci pe care scria, nu știu, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă și exact, altele asemenea. Da, întrebarea noastră este retorică. Da, bineînțeles că trebuie să fiți plătit în conformitate cu munca pe care o prestați, dar aici eu nu pot să vă spun, ascultați-mă o secundă, dacă aveți o problemă
și considerați că angajatorul v-a înșelat sau v-a lezat într-un fel drepturile, da, acolo cel mai bine, evident trebuie să apelați la instanța franceză, dar cel mai bine vă poate ajuta un avocat din Franța, poate chiar un avocat român care este specializat în drept francez român, și care locuiește în Franța, care cunoaște legile român din Franța, pentru că altfel poate nu e vorba de denegare de dreptate, poate nu ați reușit dumneavoastră să administrați acele probe necesare în așa fel încât să vă dovediți pretenția. Da, 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 aveți poate... dreptate. Nu concret, denegare, concret, domnule Vasiliu, o secundă. Este o cruntă denegare o de secundă, justiție. Domnule avocat, domnule da. Vasiliu, da, sfatul domnului avocat este clar și cred că foarte corect. Căutați, angajați un avocat și cu siguranță vă va descurca. Este complicat să încercați singur să faceți asta. Am fost la ministerul ăsta, la Tribunalul Muncii, Curtea de Apel și Curtea de Casație. Cu siguranță, și toate au refuzat în același mod. Am înțeles. Găsiți un avocat care să vă reprezinte și cu siguranță cred că se va rezolva succes foarte mult. Unde dacă s-a judecat tot lumea? Dacă s-au epuizat toate căile de atac, voia să spuneți. Atunci, probabil că nu s-au epuizat. Cred că, așa cum spuneați, un avocat ar fi cel mai în măsură să rezolve problema domnului Vasiliu. Da. Noi mai avem din nefericire, eu nu mă pricep la dreptul francez, nu. Și noi dar nu răspundem... ce știu din afară este că dreptul francez are o componentă de protecție socială destul de puternică și angajații sunt destul de bine protejați în Franța, dar mai mult de atâta nu pot să spun în legătură cu această problemă. E suficient. În emisiunea noastră intenționăm să răspundem întrebărilor legate de justiția din România, de legile din România. Mai avem un telefon din Italia. Bună seara, domnule Constantin Nicolae. Bună seara, doamnă. Vă ascultăm. Vă mulțumesc pentru emisiunea care vă faceți. Sunteți singura, ziceam, emisiune care dă dreptul cu număr de telefon ca românii din afară să exprime nu mulțumirea, că mulțumirea nu o exprimă, nemulțumirea. Sunt de acord cu domnul, special șundă din Franța. Domnul avocat are dreptate și dumneavoastră, dar eu sunt nemulțumit pentru statul român, pentru că în acordurile care s-au stat când am intrat în Comunea Europeană, s-au spus că avem același drepturi cu cetățenii în țara în care ne aflăm, Germania, Franța, Grecia și așa mai departe. Eu vreau să spun că aici în Italia și în Franța și sunt foarte români, foarte mulți români, mă scuzați, care lucrează cu acte în regulă. Dacă un domn judecător știu că zice eu sunt, am studiat nivelul ăsta, nivelul ăsta, nivelul ăsta, vorbesc la capacitatea mea de cetățean simplu, dar noi nu avem și nu ne apără nimeni, eu vorbesc din zona din nord a Italiei, pe șantier, în nivelul transport mobil, montaj, nu mai zic de badante, badante le lăsăm la o parte. Și prin fabrici, eu am întâlnit român care mi-a zis, marochinul, indianul sau italianul, sâmbătă nu îl cheamă la muncă și mă cheamă pe mine. Și eu sunt nevoită să mă duc că nu am un loc de muncă. Dar n-am nimănui cui să-i spun. Pentru că la noi, eu sunt în zona de Piemonte, din nord de Torino, nu sunt, de exemplu, o instituție. De 5 avocați, de 3 sindicați, dumneavoastră spuneți, de acord cu dumneavoastră, căutăm un avocat și să ne apre dreptul. Un miliardar care e miliardar, un patron, se duce și spune, băi, domnul, știți ceva? Asta e problema, nu-ți convine, ușa e deschisă. Noi lucrăm și nu ne este plătit, lucrăm din luni până sâmbătă, suntem obligați să lucrăm, nu lucrezi, te dă afară, fără niciun drept. Și dacă te duci și dai în judecată, că sunt băieți acum, dacă dumneavoastră să căutați pe Facebook, sunt băieți care se judică cu societăți și nu câștigă nimic. Pentru că noi nu suntem, îmi pare rău să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, noi nu suntem apărați de statul român. Domnule Ministerul Constantin Nicolae, o secundă, eu nu vreau să iau apărarea statului român, dar până la urmă sunt contracte individuale. De într-adevăr, dreptul la liberă circulație a fost și este acceptat și este recunoscut de când suntem în Uniunea Europeană. Putem lucra cu drepturi egale, dar ține de fiecare dintre noi să-și negocieze contractul. Știu că de nevoie oamenii acceptă contracte destul de
proaste, destul de neconvenabile, dar nu cred că statul român ar putea să facă ceva în acest sens. Aș completa puțin. Există la nivel de Comisie Europeană, chiar zilele trecute auzeam, o preocupare, mă rog, să-i spun, preocupare continuă în a stabili și a reglementa o serie de condiții minimale pentru angajați în alte țări. Tocmai pentru a evita ceea ce spuneți dumneavoastră, să vă cheme la muncă atunci când ar trebui să aveți timp de odihnă, să vă plătească mai puțin decât un alt muncitor din care ocupă același post cu dumneavoastră. Da. Și aici este foarte important ce vă pot sfătui eu, ca atunci când semnați un contract să aveți grijă ce semnați, eventual să vă consultați cu cineva care să pricepe. Domnul avocat, eu am înțeles cu perfect lucru. Eu nu vreau să ne intru în alte amănunturi, că nu vreau să deranjez pe alte chestii. Eu vă mulțumesc și foarte, nu că vă mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult, doar atât. Dar un contract, când cineva lucrează, dacă noi nu ne ajută statul român, mă scuzați, noi suntem a nimănui. Eu vă spun sincer, sunt unul care am luptat în Revoluție și cunosc televiziunea română, studioul 2-3, și am prins Revoluția în 89-90 și îmi pare rău de oamenii care au murit pentru libertatea noastră, cu ghilimele sau în virgulă, cu românii care sunt exploatați în țările estelalte și pe noi nu ne apără nimeni. Cu regret și cu lacrimi, noi vă spun. Eu asta public și pe Facebook. Din luni până vineri, străzile sunt pline de mașini. Și sâmbăta găsești numai români sau marochini sau albanești, dar în mare parte români. Și am găsit români pe șantier și mi-a zis, dacă eu nu vin, mă dă afară. Și suntem exploatați și de cetățenii noștri, îmi pare rău că spun lucrul ăsta. Pot să spun așa că din 90 încoace sau de când am venit în Italia, eu n-am trăit o democrație care am visat la democrație. Am trăit un comunist, cum se zice în italiană, peggio, mai rău ca comunistul. Lucrăm din luni până sâmbătă, care când se lucrează în turii, 1, 2, 3, da, lucrez, sau contractele sunt făcute să te cheme o zi pe lună, sâmbătă, până la ora 12. Dar nu tu să lucrezi toate sâmbetele și ești plătit cu 1200 sau cu 70 de euro la zi sau contract la jornată, cum zic ei, la zi. Pe zi, da. Dar acum, de atâția ani de cât sunteți acolo, nu ați reușit totuși să găsiți un loc unde să fiți tratat cum trebuie? Că la un moment dat... Am lucrat 10 ani de zile în negru, poliția, carabinierii nu zice nimic. Pentru că românii noștri nu exploatează cetățenilor, exploatează alți cetățeni. Rândul italienilor în Statele Unite, au avut și ei la un moment dat emigranților. Da, la italienii când am muncit în Germania, au muncit cu acte tot în regulă, pentru că pe noi nu ne apără, eu cred că de cuvință, Ministerul de Interne trebuie să apere dreptul românilor. Ascultați-mă numai o secundă. Ceea ce spuneți dumneavoastră este o situație care se întâlnește destul de des. Și, într-adevăr, poate ar trebui, într-o oarecare măsură, statul să se implice mai mult. Dar statul trebuie să înțelege și dumneavoastră că statul român nu se poate implica în politica internă a statului italian sau a unui alt stat. Și atunci, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, atunci când sunteți tratat, deci, în primul rând, trebuie să aveți grijă ce semnați, ce contract semnați. Și în acel contract să se regăsească timpul de lucru. Da? Să nu fie mai mult de un anumit număr de ore, 45 de ore pe săptămână. Am înțeles, salariu. Domnul avocat, dar îmi pare rău. Ministerul de Interne. Noi de ce avem ambasade, domnul avocat? Îmi cer scuze. Ascultați-mă puțin, ce urma să vă spun. În țările europene, domnul avocat. O secundă să vă răspundă, să vă spun la ce. Ascultați-mă puțin. Vă rog. Deci, în primul rând, trebuie să aveți un contract în care să vă fie să fie prevăzute drepturile și obligațiile dumneavoastră. După aceea, în momentul în care un angajator abuzează,
Aici există mai multe posibilități. Există posibilitatea să-i dați în judecată și să vă luați un avocat de acolo. Poate chiar, așa cum spuneam și domnului de mai devreme, un avocat român, în Italia, care sunt s-a stabilit mulți în Italia. Exact. Și de asta, uitați, și doamna Avram la această emisiune promovează avocați din Italia, din Spania și așa mai departe, care ar putea să vă înțeleagă mai bine, să vă ia un onorariu mai mic și să vă ajute. Și o a treia chestiune pe care puteți să o faceți, dacă într-adevăr presiunile unui angajator sunt mari și vă exploatează, ajungându-se chiar până la sclavie, puteți să mergeți și să faceți petiții la ambasada României din țara respectivă sau din orașul, la consulat. Este consulat. Exact. Și să cereți o anumită protecție din partea dumnealor. Dar, repet, această ultimă chestiune este limitată, pentru că statul român nu se poate... Statul român poate discuta doar la nivel european o anumită politică de protecție a salariaților și de asta se face de către Comisia Europeană, se reglementează anumite reguli minimale care trebuie inserate în contracte. Generale, dar mai departe, nu individuale, asta e problema. Exact. Mai departe, e foarte complicat ca statul să intervină. Trebuie avut grijă și, și bineînțeles, în măsura în care există posibilitatea, înregimentarea în anumite sindicate. Nu știu dacă ați observat, spre exemplu, în Franța, în momentul în care sindicatele spun gata, nu mai muncim de mâine, câteva milioane de oameni încetează lucru dintr-o dată și Franța paralizează. Nu contează în Franța unde lucrează. Nu există sindicate atât de puternice și în Italia, dar sunt și acolo. Știu, dar și asta e un pas. Da? Pentru că sunt absolut convins că în situația domnului Nicolae sunt foarte, foarte mulți muncitori, fie că sunt români, domnul, fie că sunt din alte țări. Eu vă spun pe scurt, în zona de Piemonte, cred că sunt români care lucrează pe șantier și la nivelul transport mobilă și curierat, peste 30.000 care lucrează cu acte în regulă de luni până sâmbătă, pentru 1.200-1.400 sau 2.000 de euro, să spunem, la 26 de zile vine 72 de euro, așa, care noi nu avem respect. Când se lucrează numai de zi, obligatoriu prin lege trebuie sâmbăta să fie acasă. Doar o zi pe lună, sâmbăta, te poate chema la muncă, doar până la ora 12. Eu vorbesc cu italieni mulți, măi, tu te duci la muncă? Dar nu. În contractul dumneavoastră ce scrie? Contract internațional și te poate chema și duminica și sâmbătă și dacă exact vrea să te cheme la ora... Exact ce a spus domnul avocat, vedeți? De aici pleacă problema. Exact. Deci, eu vă spun sincer și chiar îmi pare foarte rău, am observat acest fenomen nu numai în Italia. Și în Spania există și de curând am auzit problema românilor care au plecat să culeagă sparanghel în Germania. La fel, unii dintre ei au fost păcăliți, condiții de muncă foarte grele, condiții de cazare execrabile și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie de la început prevăzute în contract. Mirajul unui câștig cât de cât acolo poate după aceea să transforme într-un coșmar, dacă lucrurile astea nu sunt foarte bine reglementate de la început. Și încă un lucru, dacă îmi permiteți, spuneați că sunteți aproape 30.000, formați un sindicat, o asociație. Uniți-vă cumva și angajați niște avocați vă mulțumesc care să frumos vă pentru prezinte. Și eu îmi pare bine pentru misiunea care o faceți. Am zis, la noi aici în Torino nu avem un sindicat, nu ne ajută nimeni. Sunt destule asociații de români în Torino. Sunt foarte multe asociații. Încercați să vă uniți mai mulți cu interese comune. Va fi mai simplu să vă apărați drepturile așa. Și veți avea o voce mai puternică. Exact, exact. Am pentru înțeles. Că așa sunteți doar dumneavoastră, sunt exact. Și alții ca dumneavoastră, dar un angajator sau mai mulți, o anumită latură a economiei, nu se sperie când domnul un om avocat, e nemulțumit. Domnul avocat, dacă eu nu vreau să fiu pe scurs, să dau drumul și la altcineva și nu vreau să încurc prea mult. Dacă se schimbă contractul, să spunem, un cetățean la o societate se lucrează aparține de cooperativă și se schimbă contractul pe altă cooperativă sau SRL. Nu trebuie să anunți sau să-ți lezi 20 de zile, 15 zile să studiezi contractul sau să te gândești dacă o semnezi.
Aici așa bine zice, da, de mâine schimbăm contractul, peste 3 zile te cheamă la semnat. Sau zice, ăsta e contractul, ei întotdeauna sunt în regulă, noi nu avem cu ce să ne apărăm. Noi exact cum ne-am duce în fața ursului cu mâinile goale. Domnule Nicolae, învățați să și alegeți. Eu cred că în momentul ăsta sunteți de-ați ani acolo, puteți să și alegeți. Eu cred că sunt și oameni de bună credință, dar cu atenție ce spunea domnul avocat, aveți grijă ce semnați. Eu nu cred că vă poate forța nimeni să semnați cu forța. Doamnă, de acord cu dumneavoastră, dar ne obligă foamea ca să semnăm. Eu vă zic că eu am avut un copil și a terminat clasa 8-a și am vrut să-l dau la școala de mecanici. Cum suntem noi tratați? Și nu ne ajută nimeni. Și a spus că nu are locuri. Un verișor de-a meu a zis că nu te-ai dus mai de mult, a fost chestia cu pandemia. Acum are și el băiat, a terminat clasa 8-a și a vrut să-l dea tot la mecanic. Și a zis, nu sunt locuri, sunt doar pentru lor. Pentru noștri nu. Și eu l-am dus din nou în România și l-am lăsat singur. Vreau să vă zic că sunt foarte dezamăgit. Mai rău cum trăim noi, poporul român în țările astea, noi nu putem să o chemăm de oricum. Da, unii să zic că au noroc, lucrează cât e de onest patronul, francez, englez, german și așa mai departe. Pentru că cu regres spun și n-aș crede treaba asta, eu înțeleg pe domnul avocat și asta și nu vreau să neg, dar dacă pentru noi ambasada română care sunt în statele europene și nu se iau la un nivel înalt să zică, mă, fraților, dar acolo așa, pentru că eu stau de vorbă cu italieni de la 25 de ani și până la 75 de ani. Domnule Nicolae, atribuțiile ambasadei sunt limitate. Stați un pic, dar dumneavoastră ați făcut vreo sesizare la ambasadă până acum la despre abuzurile astea? Domnul, n-am făcut sesizare, cunosc român care a făcut și n-au primit niciun răspuns. Nu suntem băgați în seamă de nimeni. Asistență juridică nu sunt obligați să ofere. Exact ceea ce spunea domnul avocat, se poate discuta la nivel major, macro, global. Am nu înțeles. Se poate discuta individual, nu ambasadele. Haideți să vă mai spun eu acum ceva, dacă îmi permiteți, doamna Avram. Ideea este așa, dumneavoastră sunteți oameni muncitori, mulți oameni muncitori, care de foame, așa cum ați spus, acceptați mizeriile unor patroni. Ideea este cu cât reușiți mai repede să vă uniți mai mulți și cu cât reușiți să învățați fie de la avocați, fie de la alte persoane, că dacă mergeți, dacă poate dumneavoastră spuneți, domnule, eu n-am bani să angajez un avocat, dar dacă vă uniți 20-30 de muncitori și dați câțiva zeci de euro fiecare și luați sfaturile unui avocat, un avocat vă învață dreptate, și vă duceți toți la acel muncitor care vă bagă sub nas un contract și spune gata, trebuie să-l semnezi. La acel angajator, Exact. Vă duceți toți acolo și spuneți nu vrem să semnăm mai puțin de... Nu vrem să semnăm mai mult de 45 de ore de muncă pe lună, că așa zice directiva Comisiei Europene, nu știu care. Nu vrem mai puțin de 9,5 euro pe oră, pentru că așa zice directiva nu știu care. Și atunci, în momentul în care o să vadă că toți angajații vin și nu mai acceptă să semneze, o să... Bun, poate la un moment dat o să dea afară, 1, 2, 3, dar nu o să poată să închidă activitatea ca să-și angajeze 1000 de muncitori sau 100. O secundă, italienii așa fac. Ei se duc cu avocat și sindicat, toți să uniți, iar noi românii nu ne ducem cu treaba. Dar ce vă oprește să vă uniți? Păi, asta este ideea. Trebuie mulți. Să vă încercați să vă uniți, exact. Că sunteți mulți. Dacă munceați în Pakistan sau în India sau în unde sunt 5 români cu toții, mă rog, nu știu cât sunt exact, zic așa, îmi dau cu părerea, era ceva, dar în țări precum Italia, Spania, Germania, Franța, unde comunitățile de români sunt mari, aici, asta trebuie să faceți. Drepturile există pentru toată lumea, dar trebuie să învățați să vi le cereți. 10.000, 500, și să facem, să avem o asociație, cu un sindicat, cu un avocat. Exact. Și angajați un avocat și cu siguranță va fi mult mai simplu de negociat cu orice angajator. Iar acum cu reglementarea nouă europeană care o să oblige la anumite condiții minimale, nici nu o să mai conteze dacă aveți sau nu aveți în contract anumite lucruri. Pentru că din start, dacă acel contract nu respectă aceste condiții minimale, contractul ăla va fi nul probabil,
la țară la țară se mai stabili sancțiuni. Mulțumim și noi foarte mult. Vă mulțumesc tare mult și dacă am greșit ceva îmi cer scuze. Nicio problemă, nu ați greșit, suntem aici pentru dumneavoastră. Mulțumim. Și numai bine vă doresc. Discuții, dar suntem într-o chiar așa. Mulțumim mult, sănătate. Mult, o seară bună, dau voi la sănătate, numai bine. Sănătate și avem pe altcineva la telefon. Doamna Elena Popescu, sper că ați avut răbdare. Bună seara. Nu-i nimic, mulțumim mult. Bună seara, doamna Avram. Vă ascultăm. Avem o întrebare. Noi am mai sunat la dumneavoastră acum vreo două luni și n-am putut rezolva problema cu domnul avocat să-mi dea răspunsul. Deci noi am cumpărat o casă, poate vă aduceți aminte, din 86. Eu mi-aduc aminte, dar telespectatorii noștri care ne urmăresc ar trebui să știe despre ce este vorba, să înțeleagă și răspunsul. Iar eu nu mai aduc aminte, din păcate, deci dacă puteți să-mi spuneți. Ce aveți pe cap. Deci am cumpărat în 86 o casă. Și da. În actul de vânzare, cumpărare, scrie 2 ani jumate și restul terenului trece în proprietatea statului, cu legea 58-74. Deci terenul aferent care... încă 34 de ani. Cui revine? Lui ăsta care a cumpărat sau ăla care a vândut? Cu legea 58-74. Deci dumneavoastră ați cumpărat în momentul în care aveam legea 58, care zicea că se poate cumpăra doar, dacă se vinde, se vinde doar construcția și terenul îi trece în proprietatea statului. Da. Așa. Și, noi care întrebarea? Noi cumpărat atunci, ne-am înțeles cu tot cu terenul. Nu contează ce v-ați înțeles dumneavoastră. Așa era legea la momentul respectiv, legislația socialistă. Da. După ce a venit revoluția și s-a schimbat regimul, ați mai făcut vreun demers? După ce, când a venit revoluția, atunci în 89, în 90-91, a venit iară proprietarul să-i dăm bani pe teren, iarăși, pe teren. Păi, iarăși e un fel de a spune, pentru că atunci când ați făcut prima dată actul, ați dat bani doar pe casă, cum spunea domnul avocat. Da, au fost discuția de teren, au fost discuția, normal că nu se putea vinde, dar discuția au fost de teren. Ok. Și dumneavoastră i-ați dat bani pe teren? I-am dat bani. Și ați făcut un act cu dânsul, un act de mână? De mână. Avem și chitanță, m-am trimis prin poștă, că ei stau în Bacău și noi stăm în Suceava. Deci el o vându casa la țară, în Suceava, nouă, și el o stătea în Bacău. Ok. Și la momentul actual, dumneavoastră, aveți casa respectivă? Da, avem casa și terenul. De atunci ținem noi terenul. Deci, în schimb, ăsta care mi-a vândut casa, o decedat. Eu i-am dat bani iarăși a doua oară lui. De la Revoluție i-am dat bani. În 92 i-am dat iarăși bani pe grădină. Ok. Și el a decedat. Și acum, dacă el a decedat, au venit rudii de-a lui. Moștenitori. Și să-mi ia grădina. Și în 92 i-ați dat bani tot cu o chitanță de mână? Da, cu chitanță de mână. Cu... Bun. Și când au venit moștenitorii să vă ceară casa? Da, să știți că ei s-au întabulat și au făcut niște acte false, act de partaj fals și-au făcut o rudă de-a lui și-au făcut un act de partaj fals și s-au întabulat la noi, aici, în grădină, pe terenul ăsta care îi 34 de ani. Terenul noi, ăsta, acum... de cine e stăpânit acum? Cine a făcut gardul? Noi. Dumneavoastră, da? Da, care am cumpărat. Noi îl ținem de atunci. Și moștenitorul celui de la care ați cumpărat s-a judecat cu dumneavoastră în vreun fel? Deci ăsta care i-am dat banii recunoaște nevasta, că el o decedat, dar nevasta trăiește și ea recunoaște că i-am dat bani. Recunoaște că i-am dat bani. Mi-au făcut și hârtii la un notar pentru că i-am dat banii ei, recunoaște. Dar rudele... Deci dumneavoastră stăpâniți terenul ăla din 86... Da. L-ați plătit în 91, ziceți. Da. 91-92, cam așa. 91-92. Și l-a stăpânit în toată perioada asta fără probleme, da? Da. Și acum l-a stăpânit. Ați plătit și impozit? Da, am plătit la primărie impozit. Plătim noi în continuu. Numai nu avem acte. Ascultați-mă, și ăsta, moștenitorul fostului proprietar,
celui de la care ați cumpărat dumneavoastră, da, v-a dat în judecată în vreun fel? Nu, nu, nu. Noi am deschis acum proces. Că vreau să fac intabulare și nu pot. Și mi-au zis un domn avocat să-i dau un tribunal ca să pot... Numai așa se poate face prin tribunal. Bun. Și am dat prin tribunal și acum așteptăm. Și să mergeți la tribunal. E foarte bine că ați apelat la un avocat. Acel avocat probabil v-a spus că puteți să invocați și uzucapiunea, adică prescripția achizitivă. Faptul că dumneavoastră ați stăpânit bunul ăla din 86 până acum, sub nume de proprietar, ați și plătit, ați încheiat un act de mână, ați și plătit prețul pentru imobilul respectiv. E adevărat, e adevărat, dumneavoastră nu ați putut să dobândiți și terenul, pentru că terenul respectiv, așa erau legile la momentul respectiv, era în proprietatea statului, însă faptul că dumneavoastră ați stăpânit terenul respectiv, independent de alte chestiuni care țin de contract și de contractul de vânzare-cumpărare, de valabilitatea lui, de obiectul contractului de vânzare-cumpărare, faptul că dumneavoastră stăpâniți bunul ăsta de 30 de ani, de mai mult de 30 de ani, înseamnă că puteți să invocați uzucapiunea. Iar cel care este moștenitorul vânzătorului nu ar putea să... Adică această uzucapiune este opozabilă și lui. Și dacă v-ați dus la tribunal, bănesc că la judecătorie, la Suceava, acolo va trebui să dovediți acest lucru. Bine ar fi să o chemați ori ca martor, pe ori... soția defunctului, Exact. La interogatoriu, că bănesc că ieșea parte în calitate de moștenitoare, ieșea parte în proces. Da. Așa? Să o întrebați la interogatoriu, vedeți dacă recunoaște și oricum ar fi... Dar putem să schimbăm avocatul acum? Că mare lucru, avocatul puteți să-l schimbați oricând. Da? Bineînțeles. Nu ne naștem cu un avocat și murim cu el. Doar că trebuie să-l plătiți din nou, deci trebuie să faceți alt contract. Da. Doar că dacă luați alt avocat, probabil trebuie să-l plătiți și pe ăla din nou. A, pe da, și normal, să știe asta că trebuie, aș vrea să-l schimb, că nu, deci nu știu, vă dați, nu mai vreau să vorbesc prea multe, dar nu-mi place. Cel mai bine este, v-am zis, cel mai bine este să discutați cu avocatul, cel pe care îl aveți, altul pe care o să-l luați. Da. Dar aici, ca să vă dau un exemplu din fotbal, echipa care schimbă prea mulți antrenori într-un an competițional nu câștigă campionatul. Da. Cu cât aveți mai mulți avocați într-un proces, șansele de reușită, adică dacă sunt mai mulți avocați, nu înseamnă că vă cresc și șansele în mod proporțional. E, nu, dar încrederea în avocat este importantă. Aia, bineînțeles, da. Încrederea este importantă și... Dar ce este foarte important este că dumneavoastră aveți un drept aici, vi-l puteți valorifica pe calea instanței. Ceea ce aveți nevoie este de un avocat care să știe să vă ceară drepturile și să facă apărările necesare și să administreze probele. Da, mi-a zis că pot să deschid în instanță, că unul așa pot să câștig. Deci v-a spus bine ce v-a spus, coincide cu părerea domnului avocat Ovidiu Șerban. Nu știu, aici să nu fie ceva pilii, relații, că cam greu. Nu vă mai gândiți la asta, aveți încredere în instanță. Până la urmă, eu așa cred că trebuie gândit. Sunt excepțiile în care nu se întâmplă ceea ce trebuie să... Îmi place să cred că așa este, domnule avocat, nu-i așa? Acum vă dați seama că dacă n-aș crede în actul de justiție, n-aș mai face meseria asta. M-aș duce, nu știu, aș vinde banane pe o plajă în Tahiti, habar n-am. Așa că, doamnă Popescu, ce trebuie să știți? Vă mulțumim mult! Mulțumim și noi pentru încredere și telefon! Neîncrederea în justiție, din păcate, survine ca urmare a faptului că de multe ori sunt exagerate, așa zisele, greșeli și, evident, eu știu, pe bună dreptate, atunci când actul de justiție este greșit. Oricum, da, eu vă întrerup acum, îi doresc succes, doamne, și aș vrea doar o singură concluzie, deoarece n-am apucat să vorbim despre succesiune. Doar acel termen în care nu se plătește, asta e întrebarea cel mai des întâlnită. Există un termen în care trebuie să deschizi succesiunea fără a trebui să plătești niște costuri? Mă rog, tot plătești costuri, dar sunt un pic mai mici.
Da, termenul scurt, de opțiune succesorală. Da, termenul de opțiune succesorală este de un an. Asta înseamnă că moștenitorii, în principiu, trebuie să opteze pentru, da, să spună notarului, ca să vorbesc pe românește, să spună notarului dacă acceptă sau nu acceptă succesiunea. Deci, dar practic, asta atunci capeți calitatea de moștenitor. Calitatea o ai dinainte, sau mă rog, vocația o ai dinainte și atunci, da, capeți calitatea de moștenitor. Ideea este că această acceptare nu trebuie să se facă sau nu se poate face doar expres, adică să mergi la notar și să dai o declarație în sensul că accept moștenirea domnului Popescu decedat la data de. Această acceptare, în special de către copii sau soțul supraviețuitor, se face și implicit, pentru că de regulă persoanele respective care au calitate de moștenitor rămân posesoare ale bunurilor ce au aparținut defunctului, le administrează, le conservă, le pun în valoare. Și eu vă mulțumesc. Și vă invit și altă dată să continuăm discuția și să răspundeți telespectatorilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră și nu uitați că vom fi aici pentru dumneavoastră în fiecare luni, așa cum putem, cu telefon online, până trec vremurile grele, ne descurcăm cum putem. La revedere, o seară excelentă și să rămâneți sănătoși!